bară rigidă orizontală, deci care nu se deformează, este susținută de două bare ca fiind următoare, bara BQ1 și CQ2. BQ1 înălțime H-ului 2 metri, unghiul 30 de grade, făcut de bară plus bara rigidă, asta e verticală, înălțime H-ului 1 metru, modulul ăsta pe E1, pentru prima bară 2,90/5, pentru a doua E2, 1,5/5, sigma maximum făcut pe 9 MPa, materialul a făcut bara play, are sigma maximum 25 MPa, să se verifice bara BQ-CQ-E, să calculeze deplasarea pe verticală a punctului de aplicație a forței F. Și
și sumă de momentul de fiecare oameni 0, sumă de unii de față de oameni de fiecare oameni de fiecare oameni. O să vină de oameni. Asta e brațul de dos, trebuie fost incondus. Nu este de oameni, sumă de oameni de fiecare oameni. Deci e cu 0 de dimineață. Nu este de oameni, de doi. Minus 3, 2, 4, 0, 1, 0, 7, 0, 2, metri, plus F. Plus F. Înțeleg brațul. 0, 6, 1, 2, 3. 1, 2, 3, metri, 4, 0. Și deci avem 1, 2, 3. Problema. Deci avem VA. Deci 4 nedensuri și 3 forții. Problema este simplu, statul de determinată se ridică nedeterminarea din condițiile, din condiția de deformație. Să vedem cum se deformează această parte.
mulțimea. Deci delta e supra delta AB și 30 de grade și mai puțin de 1,02. Și 30 de grade fac 1,3. Deci 2 delta E minus ca delta AB 0,02. Deci delta E minus ca delta AB e 0,1 supra 0,2. Delta U supra delta A este egal 0,1 supra 1,6. Mai rămâne o masă, să vedem cât este lungimea N-ului. Asta este lungimea N-ului. Și avem sinus de 30 de grade egal cu H pe R supra N-ului. Unde M e egal cu H minus K sin de 30 de grade. Egal cu H minus K minus K e 2H. Deci egal cu 4 metri. E 1. Egal cu 4 metri. Delta T e egal cu K minus K minus K e 1. Delta H minus
sumă de parte. Din sumă de oameni a ajutat pe un sinus de 3 de grade, deci minus pe 1, 1, 2, mulțit cu simplificând din metru, mulțit cu 0,1, minus pe 0,8, plus 1,3, egal cu 0. De unde? T minus T1. T1 sufragă cu 0,1 plus 0,8 acum 1,3 puțin cu minusul. Dar acum 0,1 sufragă 2 T1 plus 0,8 T2 fac 4,1 4,2 T1 egal cu 1,3 T1 fac 0,1 sufragă 2 Și acum putem, deci, aceste valori să verificăm valori de susținere care susțin valoarea BQ1 și BQ2.
0,1 MPa, mai mult de pe sigma visibilă. Sigma 2, de la L pe supra 2, de la 1476 Yeah.